la turul virtual al Casei Șerbu, monument categoria A din cetatea Sighișoarei, pe strada Tâmplarilor numărul 9. Numele meu este Mihaela Türk și sunt manager de proiect al Fundației Mihai Eminescu Trust, iar Fundația Mihai Eminescu Trust este partener în cadrul acestui proiect, care a obținut o finanțare nerambursabilă din timbru de monumente istorice, un program coordonat de Institutul Național al Patrimoniului, aflat în subordinea Ministerului Culturii. Proiectul pentru care s-a obținut finanțarea nerambursabilă se referă la elaborarea documentației tehnico-economice pentru restaurarea și punerea în valoare a acestei case, de asemenea și refuncționalizarea ei. Avem alături pe proiectantul general, selectat pentru a realiza această documentație, domnul arhitect Ilus Cristea, care ne va face această incursiune în acest tur virtual și ne va prezenta ceea ce este unic la această casă și de asemenea și intervențiile mai puțin potrivite de care suferă această casă. Bună ziua! Avem o casă din secolul al XVII-lea, de pe la 1675, și care a avut două etape de construire, și în secolul al XIX-lea s-a mai construit un corp. Această casă este într-o stare destul de avansată de degradare și a suferit și niște intervenții nepotrivite pentru un monument de acest tip. Prin acest program avem intenția de a realiza o restaurare, aș spune, exemplară, în sensul că vom încerca să folosim materiale compatibile cu cele inițiale și vom folosi, de fapt. Vom încerca să redăm autenticitatea casei la un stadiu reprezentativ al existenței acesteia. Casa este menționată în mai multe lucrări de istoria arhitecturii pentru că prezintă un caracter foarte pitoresc. Puteți să remarcați deasupra ferestrei în dreapta e o inscripție pe care o vom recupera. Ea este mai mare decât atât, decât ce se vede deocamdată. Prin studiul de parament s-a relevat faptul că mai sunt niște rânduri acolo și le vom pune în valoare. Mai este acest arc în mâneri de coș pe colț, care e un element inedit de arhitectură și cel mai important, acest pinion din lemn, care a suferit în decada 2010 niște intervenții nu foarte reușite și care va fi readus la starea inițială, întrucât elementele de lemn originale s-au păstrat. Casa inițială a avut o culoare gri sidef, dar apoi a fost vopsită în galben și apoi în verde, iar culoarea de referință s-ar putea să fie cea inițială de la momentul construcției, adică gri sidef. Multe din intervențiile care au avut loc nu sunt irreversibile și se va putea realiza un proiect de calitate, cred. Să mergem! Accesul principal al casei se face din această străduță, deci nu din strada Tâmplarilor, prin acest pridvor. E vorba de trei corpuri construite, mai întâi cel din care e îndepărtat în colț, apoi s-a construit acest corp cu o formă în plan puțin neregulată, pe colț, care are niște elemente foarte interesante stilistice. Iar mai târziu s-a construit corpul acesta, din dreapta, împreună cu pridvorul. Dar noi vom accesa casa prin strada Tâmplarilor, unde este un demisol cu acces direct din stradă. Aici au avut loc mai multe intervenții
greșite, cum ar fi acest gard cu soclul din beton, care, în fine, a rămas în stadiu de construcție, și acea anexă care va trebui să fie demolată. Nu, care nu are nicio legătură cu casa inițială. Având în vedere panta naturală a terenului, casa mai are un acces din strada Tâmplarilor la un nivel inferior, la nivelul demisolului. Și noi vom folosi acest acces pentru a intra în casă. Prima încăpere este o pivniță parțial acoperită cu o boltă și parțial cu un planșeu din lemn din epocă. Zidăria pereților este din piatră, iar bolta este din cărămidă. Această boltă este de dată recentă, dar a existat și înainte. Se remarcă aceste console din piatră, care la un moment dat unele au dispărut și avem în vedere să le reintroducem, să le înlocuim cu unele noi, cele deteriorate. Sunt foarte interesante și ognițele din pereți, care se regăsesc în toată casa. Sunt niște elemente foarte pitorești și autentice. Acest cuptor a fost construit recent și va fi înlăturat. În rest, din cauza infiltrațiilor, au fost atacate grinzile și va trebui să vedem în ce măsură pot fi recuperate sau va trebui să înlocuim din elementele de lemn. Pardoseala din pavele de beton va fi înlăturată și înlocuită cu o pardoseală din cărămidă. Ne aflăm aici în cea de-a doua cameră a demisolului. Aici proprietarul clădirii dorea amenajarea unei bucătării. Vedeți, a pus deja gresie și faianță, a pus niște rigips, dar toate aceste intervenții vor fi probabil remediate și tavanul acesta fals se va da jos, astfel încât să fie vizibile grinzile și acest spațiu să rămână un spațiu mai primitor, mai cald decât acum cu această gresie și faianță. Inițial casa a fost locuită de o singură familie, dar în a doua jumătate a secolului 20 a fost naționalizată și au locuit aici două familii. De aceea pridvorul, care avea inițial accesul din lateral, a fost modificat, decupându-se o porțiune și s-a creat un paravan între cele două locuințe. Prin proiect se prevede revenirea la situația inițială. De asemenea, aici a existat o fereastră care a fost zidită și va fi din nou creată. Intrarea este o încăpere boltită, o intersecție de cilindri care are valoare arhitecturală și, bineînțeles, va fi păstrată. Din păcate, aici a existat o altă boltă cilindrică care a fost demolată cu ocazia acelei intervenții și s-a adăugat această scară complet nefuncțională, care va fi desființată.
Se va construi o scară nouă și, având în vedere situația, se va folosi acest gol creat pentru a instala o nouă scară conformată corect. Iar acea intervenție cu beton armat va trebui înlăturată și completată zidăria cu aceleași elemente care au fost inițial și cu mortare de var. Cimentul nu este un material potrivit pentru clădirile vechi, deoarece nu permite să respire peretele și reține apa, provocând mucegaie. De aceea noi încercăm să evităm pe cât se poate folosirea cimentului. Ne aflăm aici într-o cameră foarte frumoasă, cel puțin așa mi-o închipui eu cum arăta ea în trecut. Acum, din păcate, pereții aceștia maro, negru, nu dau senzația asta de cameră frumoasă, dar au fost vopsiți așa pentru că aici, în această cameră, s-a filmat la un moment dat o reclamă pentru o anumită marcă de bere și proprietarul a fost de acord ca această cameră să fie zugrăvită în culoarea aceasta închisă. Aici apare o intervenție cu acești pereți unde s-a creat o baie. Va fi desfințată astfel încât încăperea să își recapete dimensiunile generoase și forma clară. Ea are mai multe firide foarte simpatice, aș putea spune, și această ușă cu un arc în formă de ogivă de factură gotică. De altfel, casa este încadrată ca stil în stilul gotic medieval. Aceasta este camera din colț, aceea cu forma neregulată în plan, e un patrulater neregulat, cu un singur unghi drept, ceea ce a generat și în tavan un evantai în ceea ce privește grinzile. Un alt element de autenticitate al acestei camere reprezintă această fereastră circulară, acest oculus, precum și dimensiunile generoase ale ferestrelor, care asigură un iluminat plăcut. Bineînțeles, ea beneficiază și de o vedere privilegiată asupra vecinătăților. Aici, de mult, a existat o sobă pe care noi dorim să o și reconstruim în momentul când se va restaura această casă. Și era o sobă care încălzea practic ambele camere și sașii erau pragmatici din punctul acesta de vedere și încălzeau bine doar o singură sobă și cu asta rezolvau încălzirea în două camere. Îmi place de asemenea foarte mult și înălțimea acestor camere, sunt niște camere spațioase și asta denotă că această clădire de fapt a aparținut unor oameni care erau totuși înstăriți, mai înstăriți decât alții. Ne aflăm acum în mansardă, chiar în încăperea de colț. Aici avem această structură originală din grinzi și căprioli și stâlpi din lemn, care a fost menținută și pe care o vom pune în valoare, înlăturând pereții de gips carton și creându-i puțin mai depărtați, dar din materiale din lemn și tencuială, încât să revenim la materialele istorice folosite. De asemenea, aceste trei ferestre vor fi înlocuite cu ferestre din cu templărie de lemn. Ele corespund celor trei arce din pinionul pe care l-am văzut în fațadă. Iar aici se poate crea un spațiu foarte plăcut de locuit. Un spațiu care, în momentul în care structura va fi eliberată până sus, se vor vedea probabil și cleștii de lemn.
va avea un caracter deosebit. Aici avem un grup sanitar pe care proprietarul clădirii l-a amenajat. De aici vedeți că pornesc de fapt toate problemele, infiltrațiile de apă de pe lângă Horn, care ajung până în pivniță și au afectat, din păcate, toată structura de lemn. Aici va fi necesară o intervenție, cumva trebuie oprită această degradare și peste iarnă trebuie neapărat luate măsuri astfel încât apa să nu mai ajungă de aici, din mansardă, până jos în pivniță. Acest spațiu corespunde sălii mari de la parter, se află la mansardă și e în legătură cu cealaltă cameră, creând un spațiu mai generos. Aici, la acest nivel, lucrurile sunt mai puțin complexe, dar intervenția va pune în evidență structura de lemn în general și va fi cât mai neutră. Aici se intenționa să existe o cameră de dormit, un dormitor, dar cu ocazia noii amenajări a casei va deveni un hol de etaj care va separa cele două spații, suita pe care am prezentat-o adineauri și o alta de partea cealaltă a scării. O altă cameră gândită a avea și un grup sanitar și practic să fie un spațiu de dormit. Se vede că proprietarul de fapt a investit bani în aceste amenajări. Din păcate, banii investiți de proprietar nu au fost investiți în direcția în care ar fi fost mult mai necesar pentru a menține autenticitatea acestui monument istoric. Aceasta a fost Casa Șerbu. Din păcate, a trebuit să facem acest tur ghidat în mediul online. Din păcate, nu am putut să vă invităm să participați și să vedeți cu ochii dumneavoastră și să puneți mâna pe acest monument istoric și să călcați pe treptele acestui monument istoric. Dar o să vă invităm la inaugurarea acestui proiect. Urmează partea mai grea, când va trebui să identificăm fondurile pentru restaurarea și punerea în practică a ceea ce domnul arhitect ne desenează și își imaginează în acele planuri. Dar suntem optimiști că vom găsi aceste surse de finanțare și o să ne întâlnim cu toții în acest monument istoric care va străluci din nou pe strada Tâmplarilor numărul 9.